Putem începe? Putem începe? Stimați cetățeni, stimați jurnaliști, bun găsit la un nou briefing în care împreună cu colegii mei vom vorbi despre desfășurarea turului 2 al alegerilor prezidențiale, care, după cum cunoaștem, conform hotărârii Comisiei Electorale Centrale numărul 4466 din 4 noiembrie 2020 pentru data de 15 noiembrie 2020, a fost stabilită desfășurarea turului al doilea de scrutin privind alegerea președintelui Republicii Moldova. Ca și în cazul primului tur al scrutinului, Poliția Națională va asigura în strictă conformitate cu atribuțiile și competențele sale bună desfășurare a întregului proces. La nivel național, Poliția va antrena peste 6.000 de angajați pentru a interveni imediat la sesizările legate de incidente și infracțiuni în timpul procesului de vot, precum și bună asigurarea desfășurării întregului proces până la predarea buletinilor de vot consiliilor electorale de circumscripție. Atenționez participanții la alegeri că în perioada exercițiului electoral, și anume între orele 7:00-21:00, de către angajații Inspectoratul General al Poliției împreună cu ANTA vor monitoriza deplasarea pe teritoriul țării a autovehiculelor, a căror capacitate de transportare este mai mare de 8 persoane și a transportului rutier de persoane prin curse regulate, care funcționează potrivit legislației Republicii Moldova. Înainte de a oferi cuvântul colegilor mei, vin cu precizări vis-a-vis de incidentul care a avut loc în satul Varnița din ziua primului tur al alegerilor prezidențiale, în care au fost implicați civili, observatori naționali, inclusiv reprezentanți ai candidaților la funcție de președinte. Din start vreau să amintesc prevederile punctul 16 al regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, care obligă observatorii să fie imparțiali în exercitarea obligațiunilor și să nu-și exprime părerile personale sau preferințele vis-a-vis de anumiți concurenți electorali sau privind unele probleme ce apar în procesul alegerilor. Să-și îndeplinească obligațiunile într-o manieră corectă, să nu intervine în procesul alegerilor, în procedurile în ziua alegerilor sau în numărarea voturilor. Să nu poarte la vedere simboluri ce duc la agitație electorală, să nu dea instrucțiuni, să întreprinde acțiuni contrar deciziilor organelor electorale, să se abțină să facă agitație în favoarea sau în defavoarea concurenților electorali în ziua alegerilor, în ziua precedentă sau în ziua votării. Să cunoască și să respecte legislația în vigoare a Republicii Moldova și prevederile prezentului regulament. De asemenea, trag atenție că mai multe persoane, reprezentanți ai unor concurenți la funcția de președinte și chiar deputați, au recurs la acțiuni care cad sub incidența legii penale și care vin să sancționeze acțiunile de discriminare, excludere, restricție sau preferință în dreptul și în libertății a persoanei sau unui grup de persoane, chemare și îndemnare la susținerea comportamentului discriminatoriu în sfera politică, economică, socială, culturală și alte sfere ale vieții bazate pe criterii de naționalitate, origine etnică, limbă sau convingeri, opinie și alte criterii. Poliția acționează în corespundere cu cadrul legal, intervenind în toate acțiunile de destabilizare, solicitând persoanelor implicate să nu admită încălcări legii. Acțiunile participanților au fost fixate, documentate, potrivit cadrul legal și urmează să fie adoptate decizii. Stimați cetățeni, revin cu un apel către dumneavoastră, vă îndemn ca în ziua de 15 noiembrie 2020 să dăm dovadă de maximă responsabilitate. Nu vă lăsați provocați de persoane agresive sau de persoane în stare de ebrietate. Iar acum ofer cuvântul colegilor mei care vin cu detalii ce ține de realizarea responsabilităților. Putem. Da, vă mulțumesc frumos, domnul șef.
Stimați jurnaliști, stimați cetățeni, după cum cunoaștem, Constituția Republicii Moldova este legea supremă în stat și ea garantează în mod egal drepturile fiecărui cetățean la libera circulație pe teritoriul Republicii, indiferent de locul unde își are domiciliu sau reședință, fără deosebire de rasă, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, origine socială. Aici țin să menționez că și Convenția Europeană a Drepturilor Omului exprimă că oricine are dreptul să circule în mod liber. Mai mult ca atât, dreptul de vot face parte din categoria drepturilor fundamentale consacrate în Legea Supremă a Republicii Moldova. Statul este obligat să asigure respectarea drepturilor fiecărui cetățean. După cum a menționat domnul șef al Inspectoratului General al Poliției, începând cu 4 noiembrie, deci a demarat acțiunile sau activitățile concurenților electorali și cu implicarea comunității pentru pregătirea către turul 2 a scrutinului electoral alegerile președintele Republicii Moldova. În virtutea misiunilor care sunt stabilite pentru Ministerul Afacerilor Interne, poliția și de data aceasta și-a exercitat atribuțiile, fiind prezentă în viața activității de asigurare, menținere a ordinii publice, asigurării respectării în egală măsură a dreptului cetățenilor în timpul evenimentelor electorale, precum și alte măsuri de contracarare, prevenire, combatere, documentare a ilegalităților. În acest sens, vreau să aduc în atenția dumneavoastră că în vederea asigurării securității în egală măsură a tuturor participanților la evenimentele cu caracter electoral, demarate de către reprezentanții concurenți electorali, de către concurenți electorali. Deci poliția a asigurat ordinea publică în cadrul a 70 de evenimente la care au participat peste 4.000 de cetățeni, fiind implicați peste 257 de angajați ai poliției. Concomitent, în vederea asigurării integrității documentației electorale, precum și a buletinilor de vot, deci au fost înaintate peste 763 de recomandări în adresa autorităților publice locale, precum și a Consiliului Electoral de Circumscripție, în vederea înlăturării unor lacune, precum și fortificarea locațiilor unde acestea se vor păstra, precum și unde se desfășoară activitatea birourile electorale. Totodată, țin să menționez că la capitolul asigurării asistenței organelor electorale și autorităților administrației publice locale, în vederea păstrării bunurilor precum și integritatea acestora, în perioada 12 și 13, deci chiar și la acest moment, deci colegii mei desfășoară activități de însoțire, exportare, deci asigură activități de integritate a documentației electorale în procesul de primire a documentației, a buletinilor de vot, deci deplasarea acestora către locațiile circumscripțiilor electorale din teritoriu, preluarea sub pază acestora, asigurarea și în continuare a procesului de demarare a repartizării acestora către birourile electorale, precum și pregătirile la deschiderea secțiilor de votare fără incidente și respectiv cu integritate maximă a documentației electorale. Bineînțeles că la capitolul prevenirea și contracararea contravenților, precum și altor fapte licite care sunt reglementate de legislația în vigoare, poliția a intervenit în 16 cazuri unde s-au declarat bănuieli rezonabile sau s-au autosizizat la propria identificare și depistare a acestora. 4 cazuri de afisaj electoral, deci au fost în atenția poliției, care la moment sunt în gestiune. Totodată, deci au fost documentate 7 cazuri de încălcare a restricțiilor de sănătate publică în cadrul întrunirilor, precum și alte 5 cazuri care au fost înregistrate pe perioada demărării activităților în procesul electoral de pregătire pentru turul 2 a scrutinului electoral. Aici avem cazuri ce ține de presupusă repartizare de pliante cu conținut denigrator, deci conflicte între reprezentanții concurenților electorali care s-au întâlnit în teritoriu manifestând dezacordul pe viziunile politice care le promovează,
respectiv un caz de presupunere că persoane neidentificate manifestă comportament neadecvat în privința unor susținători a unui concurent electoral, precum și alte aspecte, deci care vin să statuieze unele abateri în acest sens. Toate aceste cazuri, deci la moment, poliția le examinează și urmează să le dea calificare juridică, să aplice măsurile stabilite de lege sau să le refere către autoritățile abilitate competență în domeniul de examinare și adoptare deciziilor. Bineînțeles că interesul dumneavoastră ține și de evenimentele care au avut loc, în special care s-au înregistrat în perioada turului 1, deci în ziua alegerilor din 1 noiembrie, și aici vreau să reiterez anumite informații care poliția le are în vizor, respectiv fiind analizate și rapoartele observatorilor, observatorilor internaționali, observatorilor naționali, care au fost puse deci, la dispoziția Comisiei Electorale Centrale, precum și facerea publică a acestora. În această perioadă, poliția a intervenit în 477 de cazuri, care vizează 34 de cazuri de blocare de trasee, deci avem un caz de blocare a secțiilor de votare, 24 de incidente cu buletinele de vot, care le-am menționat și data trecută, 18 cazuri de sesizare a pretinsei bănuieli rezonabile privind coruperea alegătorilor, 245 de sesizări înregistrate în adresa poliției cu privire la pretinsele transportări organizate a alegătorilor, 24 de cazuri de nerespectare a regulilor de sănătate publică, prestabilite clar, deci pentru scrutinul electoral, 76 de cazuri care au fost prezente în adiacentul sectorului de votare, precum și în sediul acestora. Deci vorbim despre comportamente lipsite de respect, înjurie, huliganism, prezență în stare de ebrietate, precum și alte aspecte, altele decât cele care nemijlocit reglementează aspectul electoral. În acest sens, să menționez că 13 din acestea au fost referite după competență în adresa Comisiei Electorale Centrale, 4 din acestea au fost trimise către procuratură, deci conform competențelor. Bineînțeles că în aspect de agitație electorală, poliția a intervenit în 16 cazuri, fiind demarate procedurile corespunzătoare și respectiv în 22 de cazuri de deplasare a fisajului electoral. Țin să fac un apel către reprezentanții secțiilor, birourilor electorale, consiliilor de circumscripție, autorități administrației publice locale, în vederea evaluării situației în adiacentul în raza de 100 de metri de la secția de votare, în vederea înlăturării acelor informații cu conținut electoral, pentru a nu influența participanții, alegătorii, deci la decizia care urmează să o exprime prin votul secret și prin decizia proprie. Totodată vreau să reiterez și despre faptul că dreptul la libera circulație este consacrat și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, așa cum am menționat și mai sus. Cât privește blocarea de trasee, constituie o faptă care este pasibilă de răspundere. Nimeni nu este în drept de a îngrădi dreptul altei persoane de a se deplasa. Un drept se finanțează acolo, unde începe un alt drept. Acesta este un principiu fundamental de aplicare, deci a legii. Orice acțiune de blocare, interdicție și alte aspecte, deci nu cad sub incidența legislației cu caracter permisiv. Manifestarea, deci anumitor viziuni, prezumă a fi legală doar în cazul când acestea sunt desfășurate în mod pașnic. Odată ce au purces la acțiuni de a bloca, cât fizic, atât și cu unități sau de transport sau cu alte metode, deja din start este o încălcare de legislație. Și respectiv legislația internațională abordează aceste subiecte, iar practica judiciară, deci și CEDO, condamnă aceste acțiuni. Calitatea de observator nu prevede acțiuni de blocare, verificare, control, perchiziționare și respectiv contravine legislației Republicii Moldova.
De ce mă refer la aceste subiecte? Am fost martorii unor acțiuni la data de 1 noiembrie, unde persoanele fizice, civile și observatori, precum și alte statute publice, deci care le dețineau persoanele participante, au admis depășiri de drepturi prin a stopa, prin a bloca deplasarea, prin a solicita prezentarea anumitor documente, prin a pătrunde în automobilele persoanelor, a solicita unor persoane să se conformeze, să se legitimeze prin prezentarea buletinului de identitate, prin a cere diferite documente, cum ar fi testul COVID, etc. Țin să menționez și vreau ca societatea să conștientizeze că poliția are menirea doar să asigure aplicarea legii și să monitorizeze neadmiterea depășirii drepturilor fundamentale, precum și asumarea abuzurilor, deci care nu pot fi asigurate de anumiți membri ai comunității. Acestea fiind specifice autorităților publice investite cu drepturi speciale, care pot fi exercitate doar în condițiile stabilite de lege și respectiv și aceștia poartă răspundere în caz de depășire sau abuz. Pătrunderea în automobil se consideră violare de domiciliu. Automobilul este proprietate și este domiciliu persoane. Solicitarea sau depășirea dreptul de a solicita anumite confirmări asupra altui cetățean care are același statut, care are aceleași drepturi, nu pot fi admisibile și nu pot fi considerate legale. Cerințele legale ale polițistului înaintate în procesul exercitării atribuțiilor de serviciu sunt obligatorii pentru toți. Executarea acestora prezumă conformarea cerințelor angajaților poliției. Pot fi considerate ilegale doar în cazurile când sunt stabilite că acestea sunt contradictorii. Aceste decizii de evaluare a intervențiilor sau a cerințelor legale ale poliției sunt asigurate de două autorități, cum ar fi organul procuraturii și a instanței de judecată. Nimeni altcineva nu poate să se expună să făptuiască justiție sau să dea calificare a acțiunilor. Poliția este responsabilă de acțiunile care le întreprind, de cerințele care le înaintează și are responsabilitatea maximă de a nu le depăși, pentru că răspunderea este în egală măsură, iar principiul egalității și legalității este la ordinea de zi. Domnul observator, țin să reiterez ce a menționat șeful poliției și rugăm să nu vociferați expresii, lozinci îndreptate spre determinarea altor persoane să acceadă la acțiuni ilegale. Deoarece fiecare cetățean trebuie să conștientizeze că principiul democrației este considerat atunci când fiecare persoană, pe responsabilitatea proprie, conștientizează acțiunile și poartă răspundere individuală pentru orice faptă. Încurajările de a fi atrași și alți cetățeni în acțiuni pentru a-și realiza scopurile, chiar și prin detrimentul încălcării legislației în vigoare, deci fiecare cetățean trebuie să înțeleagă că va purta răspundere individuală și nu va fi o răspundere colectivă sau cineva care a îndemnat, acela va răspunde. Nu este corect, stimați cetățeni. Poliția vrea să vă informeze, iar o persoană informată este o persoană protejată. Cu cât societatea va fi în cunoștință de cauză, își va cunoaște drepturile, își va cunoaște obligațiile, deci cetățeanul va fi protejat, iar poliția și restul autorităților care are menirea să asigure drepturile dumneavoastră va avea o posibilitate să o facă la un nivel calitativ și profesionist. Reiterez faptul că dreptul la vot universal sau sufragiul universal este unul din principiile de bază ale democrației și respectiv care oferă posibilitatea fiecărui cetățean adult de a-și exercita dreptul la vot. Totodată, facem apel de cooperare cu organele de drept pentru acordarea suportului informațional poliției și vă îndemnăm și vă încurajăm să necesizați ori de câte ori când vi se pare că s-a încălcat legislația sau aparent apar anumite situații care considerați că nu sunt tocmai legale. Vă încurajăm în acest sens, vă suntem alături și respectiv vom fi la dispoziția dumneavoastră prin
mecanismele și metodele care le-am creat. Vă mulțumesc frumos! Nu, el singur. Bună ziua, stimați cetățeni, reprezentanți mass media, mulțumesc, domnul șef. Aș vrea să aduc o cunoștință cetățenilor cu titlul de informare. Organul de urmări penal la Inspectorul General de Poliție, în ziua alegerilor, cât și după, a pornit 5 procese penale pe unele încălcări, și anume pe sustragerea a 200 de buletine de vot din raionul Soroca. Până la momentul de față nu sunt primite decizii nici pe un caz. Două cazuri avem în raionul Bender, în satul Varnița. Unul se referă la blocarea secției de votare, altul se referă la acțiuni de hooliganism a unui cetățean. Și avem două sesizări parvenite din partea Comisiei Electorale Centrale pe faptul multiplii votări, unul înregistrat în raionul Strășeni și altul înregistrat în raionul Nisporin. La ziua de astăzi, toate procesele penale sunt în demarare, se verifică toată informația și, conform legislației în vigoare, în cel mai scurt timp vor fi primite decizii, după care vor fi aduse la cunoștință a tuturor cetățenilor și opiniei publice pentru a cunoaște care sunt rezultatele examinării acestora. Totodată, rog, în caz că sunt unele informații, persoana care posedă se prezintă la organul de poliție și se sesizează organul de urmări penală, conform codului de procedură penală, pentru a fi înregistrate și pornite procesele penale, dar ulterior, dacă se vor adeveri, vor fi pornite și cauzele penale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Stimați cetățeni, reamintesc că Poliția Națională va asigura securitatea tuturor persoanelor care participă la alegeri, acordarea asistenței organelor electorale și autoritățile administrației publice locale în vederea păstrării bunurilor materiale și la consiliile și birourile electorale, escortării, transportării buletinilor de vot și asigurării integrității acestora, prevenirea, contracararea și constatarea contravențiilor și infracțiunilor în procesul electoral, acordarea asistenței președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru asigurarea ordinii publice în ziua alegerilor în secții de votare și pe o rază de 100 de metri. Țin să menționez că vom supraveghea și respectarea măsurilor anti-COVID, care presupun respectarea distanței sociale de un metru în incinta secțiilor de votare, respectarea cerințelor președintelor comisiei secțiilor de votare, neadmiterea cazurilor de prezentare la secția de votare cu semne de febră, ori nerespectarea regulilor de igiene, de igienă respiratorie, respectarea în perimetrul secției de votare a regulilor privind distanța socială și interdicția întrunirilor în masă, fluidizarea accesului persoanelor în secția de votare, accesul alegătorilor în secția de votare și în secția organelor electorale doar cu echipament de protecție, și aici mă refer la măști și mănuși. De asemenea, după finalizarea procesului de vot, angajații poliției vor restricționa accesul persoanelor străine, cu excepția membrilor biroului electoral și observatorilor acreditați în încăpere, unde se efectuează numărarea voturilor și totalizarea rezultatelor alegerilor. În același timp, după finalizarea procesului de totalizare a rezultatelor alegerilor, angajații IGP vor asigura transportarea în siguranță a cutiei sigilate, în care se vor afla materialele electorale și buletinile de vot, pentru a fi date consiliilor electorale de circumscripție. De asemenea, va fi asigurată baza sediilor judecătorilor, în a cărei rază se află consiliile electorale de circumscripție, unde vor fi păstrate buletinile de vot până la validarea rezultatelor alegerilor. Nu în ultimul rând, poliția își va exercita atribuțiile funcționale în vederea asigurării ordinii publice și pe alte segmente, cum ar fi circulația rutieră, menținerea și asigurarea ordinii publice în localități, pe trasee, va asigura activitatea cotidiană, activități
care au fost realizate și în cadrul primului tur. La final, mă adresez colegilor mei, stimați polițiști, luând în considerație faptul că în primul tur al alegerilor prezidențiale au fost înregistrate câteva cazuri în care persoanele cu dizabilități nu și-au putut exprima dreptul la vot din cauza lipsei rampei de acces la unele secții de votare, vă rog să le acordați tot sprijinul necesar tuturor oamenilor, astfel ca fiecare cetățean să-și exercite dreptul la vot. Vă mulțumesc! Mulțumesc, colegi! O zi frumoasă!